Am revenit din publicitate și continuăm cu un interviu cu Matinala Matinalilor, cea care spune bună dimineața împreună cu Mihai Morar și Daniel Buzdugan la Radio Zoo. Ne-am dorit să o cunoaștem pe Emma altfel, să vedem ce a ieșit. Numele ei este Emma Ștefan. Toată lumea o știe drept Emma de la Zoo. Este vocea veselă de la radio care transmite energie și fericire în fiecare dimineață. Nu stați niciodată acolo unde nu simțiți că sunteți primiți cu bucurie. Niciodată. Viața este mult prea scurtă să ne irosim. Nu vă dați singuri foc la drum. Cum vezi tu o femeie puternică? Dacă mă întrebai acum câțiva ani, aș fi spus că o femeie puternică este o femeie care nu își arată niciodată slăbiciunile. Acum mi-am schimbat un pic impresia. Și cred cu tărie că o femeie puternică este o femeie care nu se teme să spună într-un moment al vieții ei că nu știu, nu pot, am nevoie de puțină îndrumare, nu sunt neapărat într-o formă extraordinară. E o femeie care se cunoaște atât de bine încât chiar nu se teme să se arate așa cum este. Nu ți-a fost niciodată teamă că dacă ți arăți stările cu adevărat, oamenii pot profita sau poate te pot considera un om slab? Bineînțeles că am avut temerea asta și mi-a fost teamă și încă am niște rezerve, dacă e să fiu complet cinstită cu tine, dar lumea e aici ca să fac parte din ea, dar nu să mă țină neapărat în brațe. Și nu mă tem să mă arăt fix așa cum sunt eu acum în acest moment al vieții mele. Ce faci când simți că nu mai poți? Îmi dau timp, mai și plâng, mai și râd. Puterea fiecărei femei vine din ce este ea. Dacă totul ei reprezintă copilul, soțul, munca, cariera și așa mai departe, este minunat. Puterea mea vine din alte lucruri, poate, și așa mai departe. Deci nu aș putea să-ți dau o definiție, pentru că noi avem ancore diferite în viață. Oricum am fi, e minunat. Nu există nicio regulă. Doar tu să fii bine, tu cu tine să fii bine și să îți găsești iubirea de sine pe care să o dai mai departe. Eu când îmi pierd încrederea în mine, îmi mut atenția pe ceea ce mi-am promis. Și așa ajung de la încrederea în mine în loialitatea față de ce am învățat până acum și unde mi-am promis că o să ajung. Și un sfat pentru Emma din trecut, fetița Emma. Să aibă grijă, dacă vrei, cui cere o părere. Pentru că mie mi se pare că tot cerând așa păreri despre cum să faci și dacă e bine să faci și cum să faci să fie bine, uiți de ceea ce simți tu aici. Și eu am o busolă undeva localizată aici, care m-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului. Și aș vrea să mut un pic de atenția de la părerile celor din jur la treaba asta de aici. A avut curaj să creadă în visurile ei și a reușit. Indiferent cât de greu i-a fost, spune că mereu a avut ceva care nu a lăsat-o să se întoarcă din drum. Crezi în destin, în karmă, în lucrurile astea? Cred că pe undeva pe acolo este o forță care ne arată calea, dar cred foarte mult că avem și noi ceva de spus și că avem și noi o putere incredibilă. Nu știu dacă m-a ales destinul să ajung la radio, habar nu am cum s-a întâmplat, dar sunt atât de recunoscătoare că sunt acolo în fiecare zi. Dincolo de radio, Emma se regăsește și atunci când face muzică. Zi-mi puțin și despre muzică, cum ai început să cânti? Iubirea pentru muzică a fost o iubire comună pe care o am încă cu Tavi. El mi-a insuflat dragul ăsta de scenă și am profitat de faptul că la parterul casei, într-un subsol pe care l-am amenajat, noi se întâlneau băieții și cântau și am pus și eu mâna pe un microfon și mi-a plăcut senzația aia de a cânta live acolo cu toate instrumentele. Adică mie mi se părea, eu nu știam că așa se face muzică, eu nu știam că
muzica poate să însemne mai mult decât un CD, dar da, poate să însemne o stare extraordinară de înălțătoare. Și când am văzut eu chitaristul care își pune chitara în priză și scoate niște sunete care se îmbină perfect cu basistul, cu un pianist, mi s-a părut extraordinar. Și atunci mi s-a deschis sufletul către muzică. Te-a susținut din prima, momentul în care ai spus gata, vreau și să fac muzică, să fiu cântăreață? Tavi, în general, mă susține pentru orice vis al meu, el este acolo. Mă anunță dacă cumva, uite, că vorbim de muzică, a trecut pe acolo, mă anunță cam la ce să mă aștept. Eu sunt foarte idealistă, el este un pic mai... Realist? Da, el este un pic mai pragmatic. Dar... mă lasă să zbor, știi? Mă lasă să visez, îmi spune. Eu aveam visuri din astea, să iau cel mai tare microfon, cel mai scump, vreau să am din ăla, să ies din scenă ca Madonna, să am artificii, să tavan. Și el îmi spunea, da, sigur că, da, cum vrei tu. Dar te lăsa să visezi. Da, clar. Apropo de asta, cât de important este să ai un partener care să te susțină, să fie lângă tine în orice vrei să faci? Cred că este cel mai important. Eu sunt un om de echipă, asta este clar. Toată viața mea am lucrat numai în echipă. Am o echipă foarte bună și acasă, cu care funcționez de atât de mult timp și este ancora mea. Imaginează-ți că de ani de zile am un sprijin moral extraordinar și nu numai. Și mi se pare cel mai important, cred că poți să faci multe lucruri dacă ai pe cineva care să te țină de bună. Cred că viața în doi nu poate fi comparată sau depășită de niciun soi de avuție sau succes. Dar crezi că iubirea e suficientă într-o relație? Poți să depășești orice doar prin iubire? Nu cred că iubirea este suficientă într-o relație, dar cred că este baza. Fundamentul. Pe lângă iubire trebuie foarte multă atenție, respect, trebuie să știi să respecti partenerul tău cu tot ce...